Ok, încep prin, a vă mulțumi pentru participare și a vă spune bun venit și în acest an în această locație la Combinatul Agroindustrial Curtici. Alături de mine sunt colegii mei reprezentanți de vânzări din zona de vest, pe Corneliu Costa, știți, în Satul Mare, George Vereș în județul Bihor, pe Națu Cătălin și Dinovan Silviu pentru, pe județul Arad. Numele meu este Dorin Jurca, sunt reprezentantul companiei Monsanto pe zona de vest și, bineînțeles, domnul inginer Luca și domnul Țopa Viorel, care sunt din partea Combinatului Agroindustrial Curtici, cărora le mulțumesc și le îi rog să transmită mai departe mulțumirile domnului director. Dânsul, din păcate, nu este aici. Ca și program, am insistat și în acest an și asta vine și din partea dumneavoastră, pentru că multe dumneavoastră și-a exprimat dorința de a trece pe aici, probabil mai mult pentru a gusta produsele tradiționale de la Curtici. Vă spun câteva lucruri legate de program. În continuare, domnul inginer Țopa și domnul Luca vă vor furniza câteva informații aici, în loco, la umbră, legat de ce se întâmplă și ce au făcut dânsii în acest an și ce planuri de viitor au. În același timp, noi o să vă explicăm ce avem aici, după care o să împărțim grupul în două și o să mergem foarte puțin să vedeți despre ce e vorba. Cei care de dumneavoastră au văzut duminică reportajul de la Viața Satului, aici a fost filmat în luna iulie. Din păcate, și aici a fost secetă, nu așa cum este acum în județul Satul Mare și într-o parte a județului Bihor, dar din păcate și aici, chiar vorbeam, estimările de producție erau cu totul altele dacă ne raportăm la începutul lunii iunie. Trecând mai departe, o să-l rog pe, după care, bineînțeles, am omis să spun asta, nu intenționat, o să vă invităm să vedeți parcul de utilaje. Bineînțeles, dacă sunt întrebări, suntem aici și le puteți adresa și vom avea în noul atelier mecanic care a fost construit anul acesta o degustare cu produse tradiționale de la Curtici. După aceea vom merge la hotel la Arad, ne vom caza și după jumătate de oră după ce ajungem vă așteptăm jos în restaurant pentru a continua, să-i spunem, masa. Aici avem doar un aperitiv, acolo cu totul altceva, felul principal. Bine, domnul inginer, vă rog frumos câteva cuvinte despre combinat, pentru că sunt și oameni care n-au mai fost la dumneavoastră și dumneavoastră, dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le adresați domnilor ingineri. Deci, în primul rând, vă urez și eu bine ați venit în unitatea noastră. În al doilea rând, trebuie să scuz cu domnul director general Dimitrie Muscă că momentan este în Spania, vede meciul pe seară. Real Barça, în interes de serviciu. Scurt, ce să vă prezint.